O să începem să lucrăm direct cu diapozitivele din cadrul unei prezentări. Pe scurt, o prezentare nu este altceva decât o sumă de slide-uri, o sumă de diapozitive, o sumă de cartoane, dacă vreți, în interiorul cărora se află conținut ce urmează a fi prezentat în general la un proiector. Acum, ca să gestionăm un pic aceste diapozitive PowerPoint. Avem o serie de instrumente. O să arătăm direct live cum se poate lucra cu aceste diapozitive. O să încep o nouă prezentare de la zero. Observați că în momentul în care începem o prezentare nouă, avem deja un diapozitiv. Toate aceste diapozitive apar în această secțiune din partea stângă a unei prezentări. Primul diapozitiv propus se numește